Să continuăm vizita împreună cu mine ca ghid în expoziția 191 de ani de istorie a presei românești, organizată la Biblioteca Academiei Române. Data trecută v-am arătat cele trei ediții ale celor trei cotidiane zise și centrale, Scânteia România Liberă, Scânteia Tineretului și felul în care edițiile din 22 decembrie 1989 dimineața și apoi felul în care ele au făcut ziarele, au făcut saltul de la cântarea lui Ceaușescu la înjurarea lui Ceaușescu și anume Scânteia Poporului de după amiaza lui 22 decembrie, Tineretul Liber, iată, schimbă numele și el. De dimineață era Scânteia Tineretului, acum e Tineretul Liber după amiază. România Liberă apare, nu are ediție după amiază, apare a doua zi, se numește tot România Liberă, probabil că avea o considerație din redacție că oricum era liberă de pe vremea lui Ceaușescu, așa că n-are niciun rost să-i mai schimbe titlul, putea să-i spune eventual România Încătușată. Acum am oprit la ediția de dimineață, 22 decembrie, a ziarului Scânteia. Este asemănătoare cu edițiile celorlalte două cotidiane, ediție în care pe pagina întâi se reflectă mitingul din 21 decembrie 1989. Acest miting, după primele cuvinte ale lui Nicolae Ceaușescu, este spart, se întrerupe 2-3 minute din cauza binecunoscutului Vuet și are loc un dialog halucinant între Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu pe de-o parte, între ei și apoi dialogul lor cu mulțimea, de fapt cuvintele adresate de ei mulțimii, după care mulțimea se potolește și Nicolae Ceaușescu își rea discursul cu acel anunț privind sporul de salariu minim hotărât de dimineață la ședința CPEX. Am atașat și un film care arată ce s-a întâmplat în realitate, cum s-a spart mitingul, pentru a vedea diferența dintre ce apărea în presa comunistă și ce se întâmpla în realitate. Oricum, așa cum veți vedea imediat, în ediția din Scânteia, ca și în celelalte ediții ale celor două cotidiane, nu apare niciun secvența întreruperii mitingului. Această ediție, vineri 22 decembrie, din Scânteia, merită o mică, așa, o scurtă prezentare pentru ca cititorul să înțeleagă cum s-a făcut ultimă ediție, ultim ziar comunist din vremea lui Ceaușescu. Din câte vedeți, așa cum arau și celelalte cotidiene, pozele sunt oficiale. Ele nu sunt făcute, nu erau făcute de redactor. Deci avem poza de la balcon. Erau o echipă specială la Agerpres care făcea și poză tot de pe balcon, din câte vedeți, de pe balcon a mulțimii, mulțima de la meeting din 21. De regulă, acest text, vă arăt care este relatarea, nu era făcut de redacție, redacția făcea însă supratitrurile. Marea adunare a oamenilor muncii din capital a dat expresie hotărâre de a acționa pentru bla bla bla, se făcea de către redacție. Aici avem o trimitere în altă răspundere pentru liniștea și ordinea țării, o citi, nu mai citesc eu, este vorba de relatări de la adunările ale oamenilor muncii din întreaga țară. Fuseseră și adunării în întreaga țară de condamnare a întâmplărilor de la Timișoara de către
mă rog, oamenii mulți care vreau să-ți frezi. Este un document de excepție pentru că o să vă arăt, deci cine a văzut cât de cât sau revede acum banda, își va da seama că în acest text, care a fost trimis seara redacției pentru a fi publicat seara de 21, nu apare momentul vuietului. Eu o să încerc să vă lămuresc. Ceaușescu ia cuvântul în final, prezentat de Barbu Petrescu. Aici nu avem prezentarea lui Barbu Petrescu, primul secretar de la Capitală. Spune, doresc în primul rând, aplauzele chiar au fost, eu le-am înregistrarea. Și apoi spune, doresc de asemenea să adresez mulțumirii inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare. În acel moment apar țipetele, el se oprește un pic, continuă considerând aceasta ca o expresie a hotărârii întregului și nu mai apucă, deoarece vuietul care sparge bitingul face ca mulțimea să țipe, durează 3 minute, ultimul cuvânt este al lui Elena care spune vorbește-le, Nicolae Ceaușescu reia, dar nu reia de la aceasta constituie, avem un text pe care îl citea, una dintre așa, aplauzele chiar au fost și apoi urmează momentul în care anunță creșterea să spunem, retribuției minime, unde am înțeles că a fost chiar aplaudat pe bune. Deci, textul a apărut în Scânteia, dar și în celelalte cotidiane, nu reflectă momentul spargerii mitingului. Este clar că s-a trimis textul de către echipa, de către secția de presă CC, așa cum trebuia să aibă el, așa cum trebuia să apară el. Deci, încă o dată, am ales un întâmplător Scânteia, deoarece este ultima ediție a principalului cotidian comunist de la vremea respectivă. Sper... Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalii României socialiste, doresc, în primul rând, să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. Asemenea, să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... Alo! Alo! Tovarăși!
Tovarăși, așezați-vă liniștiți! Tovarăși! Tovarăși! Alo! Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! Alo! Alo! Tovarăși, așezați-vă liniștiți! Alo! Tovarăși! Adunați-vă toți, tovarăși! Ce să fac? Stați liniștiți! Așezați-vă liniștiți la locurile voastre! Asta e o provocare. Alo! Alo! Așezați-vă liniștiți! Stați liniștiți! Cetățeni ai capitalii! Mergeți înapoi, tovarăși! Încă o dată!